mai bine de două decenii în urmă, seratele muzicale TV, realizate de Iosif Sava la TVR, rivalizau cu emisiunile lui Leonard Bernstein de la televiziunea americană. Magia seratelor muzicale celebrează o personalitate culturală inegalabilă și un brand de onoare al televiziunii române. Marele muzicolog, realizator al unui număr impresionant de emisiuni radio-TV, desăvârșitul coleg și prieten Iosif Sava. În această seară, invitatul lui Iosif Sava la seratele muzicale este maestrul Dan Grigore, un reper de necontestat în spațiul cultural și civic din ultima jumătate de veac. Bună seara, stimați telespectatori! Bun venit în sala George Enescu a Academiei de Muzică din București, la o serată muzicală mai specială, în care îl avem ca invitat, de asemenea special, pe domnul Iosif Sava, gazda și realizatorul binecunoscutelor serate de televiziune. Cum muzica este o aparentă repetare, dar mereu, de fapt, sub aparența acestei repetări, este o permanentă înnoire, m-am gândit că ar fi bine ca să noim puțin această formulă de serată, fie și prin această mică glumă în care eu mă prefac că sunt gazda acestei emisiuni, iar domnul Iosif Sava, stimatul nostru invitat, se preface că este un invitat special și nu adevăratul realizator al ei. E cam grea treaba asta, domnule Grigore, dar trucul ăsta al dumneavoastră... E greu pentru dumneavoastră? Pentru mine nimic nu e greu, cât v-am arătat treaba dumneavoastră, nu? Și am cu cine lupta. Dar tot la întrebări rămâne și nu la răspunsuri, așa ar fi normal, poate altă dată. Conducerea noastră totuși răspunde la întrebările pe care mi le-ați spune. Va fi o seară mai deosebită ca cele care au avut loc în ultimii ani, pentru că muzica are un loc preponderent. Avem o grupă impunătoare de oaspeți, o să o anunțăm curând, îi vom auzi cântând. Aș vrea eu acum așa, în spiritul seratului, o să spun un cuvânt. De ce? Acest titlu, nu? De la maestru la discipol. Și o serată specială dedicată lui Dan Grigore, pentru că e momentul în care trebuie să luminăm uriașa personalitate a lui Dan Grigore, e momentul în care școala noastră pianistică se află în fața unor mari confruntări. Luni începe festivalul Lipati, de-abia așteptăm concursul Enescu anunțat pentru anul viitor, pianiștii noștri sunt aici, sunt în lume. Avem o falangă de claviaturiști excepțională, avem probleme și mi se pare că alături de Dan Grigore trebuie să discutate toate aceste aspecte. Aș motiva iarăși această alegere. Dan Grigore este, în opinia mea, unul dintre cele mai mari artiști ai contemporanității. Este un intelectual de orizont, un artist de orizont, dincolo de orice fel de contestări. Este printre puțini muzicieni ai lumii care e un om fără prejudecăți. Este, poate, la acest nivel, singur muzician și singur artist român încărcat de opinii, cu curaj. Este singurul muzician care cultivă oamenii de cultură ai țării, e prețuit și iubit, stimat de oamenii de cultură ai țării, ceea ce este iarăși foarte rar. Pentru mine este un om veșnic pus pe harță și îmi plac oamenii care atacă și care luminează tot în jurul lor pe bază de contradicții. Niciodată nu ne-am împăcat de-a lungul atâtor colovii pe care le-am avut și în anii negri și după 1989, nu ne-am împăcat, dar am creat amândoi cadrul necesar, respectul, și respectul înseamnă, înainte de toate, capacitatea de a-ți însuși un punct de vedere critic. Iertați-mă, domnul Sava. Imediat lăsați-mă să deja ați transmis câteva informații eronate. Bun, despun după asta. Întâi nu e vorba de claviaturiști, ci de pianiști. Dar mie îmi place claviaturiști e o meserie care este de cu totul altă natură.
Bătrânul Bach se numește pianiști înseamnă oameni care fac muzică prin intermediul pianului. Da, pentru care pianul este un mijloc de a face muzică. De acord, să discutăm și asta. Mi-mi place temul, claviaturist sau mai supărat un pianist. Dacă dumneavoastră vă place... Îmi place pentru că... Nu mă pun în calea fericirii dumneavoastră. E o fericire. Sunteți invitat special, așa. Da, bine. Azi la prânz am o emisiune la radio între 13:20, tot ce mi-a mai rămas la radio până la 14:30 pe programul 2 Cultural și de câteva săptămâni dau numai muzică de orga lui Bach și azi am vorbit despre Bach drept claviaturist, că îi plăcea claviatura de la pian, care se năștea în viața lui, până la orgă și toate celelalte claviaturi, nu? Și termenul claviaturist e super până la orgă. La orgă se cheamă manuale. De acord. Dar claviatura... Clavier vine de acolo, singurul termen care nu-i piano, nu definește pianul. Dați-mi voie să continuăm mai departe. Se chema și pianoforte. Pierdeți dumneavoastră dacă nu continui cu această prezentare ale dumneavoastră. Îl prezentez deosebit pe Dan Grigore pentru că în istorie, în istoria legendii, în istoria mitului muzical românesc, intră, nu știu cum s-a întâmplat, drept unicul pianist român care a cântat din țară, de la noi, nu? Care s-a format în țară, care reprezintă țara în total fundamental, nu? A cântat alături de Celibidache și n-a s-a împlinit încă anul. Ultimul concert al lui Celibidache a făcut ca uriașul dirijor al veacului să-l aibă drept solist la München, să vină bolnav după accidentul de la Florența, după convalescența de la Paris, să vină stresat, vă amintiți serata aceea în care Serge Celibidache a povestit, să vină stresat într-un tren, să străbată pranța și să vină la Münchenul lui iubit și să susțină de la Dan Grigore ultimul concert. Într-un cuvânt, iată, folosesc un termen așa din preda iubirii totul pe pământul ăsta, până la urmă. Cu asta ne definim. Fără iubire nu suntem. Niciunul dintre noi. Eu îl iubesc pe Dan Grigore, o spun asta cu toată tranșanța necesară. Îl iubesc după cum personal iubesc și din motive personale și pe unii din dușmanii săi. După cum eu iubesc și pe cei pe care Dan Grigore nu vrea să-i ierte și să-l coate dușmanii lui. Așa e lumea contemporană. Sunt un păciuitorist din punctul ăsta de vedere. Asta mi-a dus și liniște sufletească, dar o spun cu toată larghețea necesară, deși voi trezi atâtea spirite împotrivă. Îl iubesc pe Dan Grigore și sunt mândru, spun iar o banalitate. Sunt mândru că îmi desfășor viața, nu exagerat fiind acum și de atâția ani ocupându-mă de muzică, având alături în cetatea asta, pe străzile alăturate, în școlile alăturate, în scenele de concert, avându-l pe Dan Grigore. Iată de ce marcăm astăzi o întâlnire cu Dan Grigore, două întâlniri în care am certitudinea că m-am auzit foarte multe lucruri. Am crezut că sala va fi plină cu oameni... Dar e plină? E, nu e plină. La rândurile prime le-am pus noi așa aici. E plină cu oameni. Oameni, chiar un om în stranul plinătate, dar și vreo o sală, așa cum are Dan Grigore întotdeauna, să n-avem niciun loc. Sâmbătă după amiază e mai greu să... Pentru unele spirite muzicale se renunțe la Remi și la televiziune, dar nu-i nimic. Aș fi vrut astăzi seară, pentru că avem prilejul să ieșim într-un studio a televiziunii, să discutăm. Am și pregătit microfoane, să aud cuvintele dumneavoastră. Mă bazez pe dumneavoastră, nu pe cei 60-70 de oameni care sunt în sală, nu? Mă bazez pe zecile de mii, pe sutele de mii de oameni care, în toate centrele importante ale țării, urmăresc această întâlnire, cum urmăresc seratele în ultima vreme. Așa să rămâneți, din toate concurențele noastre, să rămâneți pe ecran, chiar dacă mulți dintre voastre nu sunt iubitori de muzică, ci iubitori de colocvii, de talk show-uri pe care le-am cultivat în ultima vreme, accentuând laturi politice, sociale, culturale în ansamblu. Așa să rămâneți, pentru că veți vedea că muzica e filozofie, muzica e politică, muzica e putere, muzica e comunicare. Domnule Dan Grigore, iertați-mă, vă rog, am preluat eu... Nici nu pot, așa toți vărstătorii pun mâna pe putere, chiar dacă stau numai la două mese. Haideți să începem puțină discuție, să discutăm puțin, dați-mi voie să anunț eu oamenii și explicați
să anunț tinerii care au venit astăzi să ne cânte și vom asculta multă muzică, de Ilona Caranicolov, Oxana Corjos, Ruxandra Oancea, Laszlo Fireca, Chichi Boldijar și Medea Marinescu, nu? Absolventa liceului de muzică, actriță cunoscută, dar a venit ca muzicianul ăsta, dincolo de cărțile cu versuri. Chichi Boldijar, asistentul și colaboratorul meu de la Cluj. Bine, am spus ultimul pentru că iubesc foarte mult dinastia Boldijar. Chichi Boldijar Junior, e o dinastie. Chichi, nu Boldijar. Da. Boldijar e numele de botez. De botez, știu. Da. Dar se numește Chichi Boldijar Junior, îl știu pe tatăl domnii sale, director al Filarmonicii Târgu Mureș, un om cu un suflet de ardenean rar, un om de înaltă probitate morală, un mare iubitor de adevăr, un compozitor de talent, un om modest. Da, nu vorbesc despre dumnealui, odată trebuie să te invit așa și să-mi amintesc că am petrecut în 1975 cu... Păcatele părinților nu trebuie să răspândă asupra copiilor. N-avea păcate, are numai virtuți. Domnule Chichi Boldijar Senior. Dar uite, pentru că văd ce seamănă la vârsta când era de... Că Chichi Boldijar Junior, am fost împreună în 1975 la Tbilisi, invitați de Hrenicov și am dormit amândoi în vila lui Stalin, vă dați seama, nu? Și am avut ce discută. De acolo e stalinismul meu. Dar ne-a dat-o Hrenicov într-o noapte, Chichi Boldijar, cum era unul în cei mai frumoși bărbați ai României, s-a îndrăgostit imediat de o prințesă georgiană. În 75 nimeni nu știa că vin revoluțiile și... Șevarnadze la conducerea milisiului. Bine, parantezele mele obișnuite. Domnul Sau, iertați-mă, e încă un lucru pe care vreau să-l clarific, pentru liniștea mea. Nu știu dacă spectatorii sunt chiar așa de interesați în lucrul ăsta. Ați spus că sunteți prietenul meu și al dușmanilor mei. Da. Vreau să vă relatez o lecție a profesoarei de matematică. N-am spus a tuturor dușmanilor, a unor de dușmanilor noastre. Nu. În primul rând că eu nu dușmănesc pe nimeni. Asta e o chestie. De acord. Detest anumiți oameni, e adevărat, dar nu dușmănesc în fond pe nimeni. Să vă povestesc această lecție, care mie mi s-a părut genială în felul ei, un mod extraordinar de a face explicit pentru niște copii de clasa a 6-a sau a 7-a, acea regulă a minusului și plusului din algebră. Profesoara spunea, în loc de minus și cu minus fac plus, spunea, dușmanii dușmanilor mei sunt prietenii mei. Da. Plus și cu minus fac minus, spunea, prietenii dușmanilor mei sunt dușmanii mei. Dar minus ori plus fac minus întotdeauna. Deci, ori sunteți prieteni cu dușmanii mei și atunci sunt dușmanii. Eu am spus asta, luați-o și noastră, vă rog, cu umorul care vă realizează că alpăsărim în aer tot timpul, nu? Am spus asta pentru că, nu știu, e aici un cadru mai ușor pentru confesiuni. Toată lumea m-a vrea în ultima vreme, de asta nici n-anunț pe cine am la serată, nu? Într-un fel și de asta, pentru că toată lumea mă vrea să fiu deodată dușmanul dușmanilor lui. Și eu am atâția oameni cu care colocviez de ani de zile, nu? Fiecare asta e dorința lui supremă, nu? Să fiu dușmanul dușmanilor. Și eu nu sunt decât dușmanul dușmanilor mei, într-un fel, dacă ar trebui să fiu atât. Mai mult nu pot. Toți dorim asta la ora actuală. Să cunosc oameni care nu vorbesc unul cu alții, pentru că nu îl detești tu în măsura în care detesti. Fiecare... Așa am ajuns. Mă rog să nu... Dar recunosc că detest câțiva oameni. De acord. Asta recunosc. Cum să nu? Detestat Tolstoi și Goethe. Cum să nu detestăm noi făcuți în magma asta de mizerie? Ceea ce am dorit și doresc este să spun adevărul așa cum îl percep eu. Da, mai sigur. În chipul cel mai sincer și mai adevărat posibil. Am două variante. Dacă cred în ceea ce am fost educat, adică dacă cred în exclusivitate în viața aceasta pe care o trăim, atunci nu pot să mint, pentru că nu am decât o singură viață. Iar dacă cred ceea ce eu personal cred, că mai există și altceva după viața asta, și că dăm socoteală undeva, într-o instanță, care e undeva deasupra noastră, atunci cu atât mai puțin. Mi-ar veni să mă prefac că am alte gânduri decât am. Mă înțeleg și poate odată... Dar asta nu înseamnă că dușmănesc pe cineva. Am înțeles. Bine, și termenul e stupid până la urmă. Dar eu vă înțeleg perfect, poate una de motivațiile iubirii de care vă vorbeam. Dar așa sunt, într-un fel,
stresat de ideea că, uitați-vă, am revista Piano, o declarație la Andrei Vieru, care întrebat fiind care sunt mari pianiști ai secolului nostru, spune Rahman, au zis nume, domnilor, Rachmaninov, Gold, Michelangeli, și îmi spune un imens pianist, Dan Grigore, profesorul meu de la București. Nu? E o declarație fundamentală, mai am revista Piano în care vorbește că mi-ești la București, domnule, ascultați-o pe Dan Grigore, ați învățat, nu? Și Andrei Vieru, care e o minte strălucită a claviaturii contemporane, domnule Dan Grigore, nu? Și în același timp pot găsi în ziare românești niște cuvinte care îmi pot otrăvi sufletul în legătură cu dumneavoastră, nu? Lipsite de orice fel de obiectivizare, la marginea oricărei dezumanizări, ceea ce nu se poate întâmpla nicio țară de lume numărat noi. Poți să atași pe unul din motive politice, de orice altă țară. De ce ziare citiți? Eu citesc toate ziarele și... Toate? Cam toate. Dimineața îmi petrec o oră citind ziare. Și când mai aveți timp? Eu sunt un om fără nopți, dar meseria mea trebuie să mă fac citind toate ziarele. Numai doamna mea nu citește niciunul, mai ales la anumite părți, pentru că nu vrea să nerveze. E o politică de struț. El există, ziarele sunt citite. Tite de oameni și influențează conștiințele oamenilor. Orice ați zice. Dar dumneavoastră nu citiți numai toate ziarele, ci și cunoașteți pe cei care scriu chiar sub diferite pseudonime în ziarele. De asta am eu toate. Știu toate pseudonimele, știu despre ce e vorba, nu îndrăznesc. Așa că știți foarte bine ceea ce citiți. Știu foarte bine ce citiți. Nu citesc. Vă prefaceți că citiți ziare așa... Dar eu am venit aici de avocat al dumneavoastră, pentru că mă doare. Știți foarte bine ce se scrie și cine scrie. Dar omul de la Târgu Mureș sau de la Satul Mare știe toate subterfugile, asta nu știe, domnule. Asta este grav. De ce nu-l informați, domnule Sava? Ei, încerc eu cât pot, domnilor, și puterile mele sunt mine. Deocamdată dumneavoastră sunteți un lider de opinie publică prin intermediul acestui post de televiziune care este, deocamdată, se mai cheamă postul de televiziune național. Da. Am auzit că se va chema postul de televiziune publică. Deocamdată se cheamă televiziunea națională. Una din responsabilitățile importante acestui post, da, mi se pare aceea de a informa corect oamenii. Eu o fac pentru orice om inteligent, știi exact. Nu, deocamdată văd că dumneavoastră informați pe cei care urmăresc emisiunea asta că de-a valma diverse ziare scriu și de bine și de rău. Dar nu numiți nici ziarele și nici ziariștii pe care îi știți foarte bine. Dacă vreți să o fac, mie nu mai mi-e frică de nimic decât de Dumnezeu meu. Dar nu, cred că e necesar, tocmai pentru că îi dezaprob și mi se pare la marginea lumii aceste oameni care sunt capabili să ia condeiul. Dar de ce? Sunt liberi să facă ce vor. Libertatea asta. Și-și asumă riscul public. Nu o fac numai la spitalul numărul 9, domnilor. O fac în public, în piață, cu ziare care se vând. Și atunci obligația mea este să spun. N-am să cobor să dau nume. Punct. Niciodată. Nici nu mă interesează. Comparația cu spitalul numărul 9 mi se pare deplasat. Sunt foarte mult. Nu e un spital ca orice spital. Nu e adevărat. Acolo există bolnavi, ca orice fel de bolnavi. Nu e adevărat. Și nu despre asta vorbim. Nu despre asta vorbim, dar nu e adevărat. Ați văzut statistică recentă despre Sofia, nu? Din 10 oameni care merg pe stradă, 6 vorbesc singuri. Dar dezalienările care au avut loc în ultimii ani sunt grave de tot pentru mulți oameni, așa că spitalul nou e în plină actualitate. Haideți să mergem mai departe. De ce țineți atât de mult la memorie? Memoria este un dat fundamental al civilizației. Eu cred că o civilizație fără memorie nu există. Cred că civilizația umană începe în momentul în care societatea omenească uzează de memoria ei. Atunci începe să funcționeze civilizația. Putem să avem cultură fără să avem civilizație. Și putem să avem cultură, așa cum au popoarele primitive, triburile au cultură, fie ea și orală. Există o cultură. S-au scrijinituri pe pereți. Da. Unui peșter. Da. Picturi rupestre. Există manifestări de cultură, de spiritualitate, de credințe, de mituri, de ritualuri, prezente în asemenea forme de viață. Dar civilizația începe din momentul în care există memorie. În ce fază suntem, domnule Dan Grigore? Suntem într-o fază în care încercăm, ne întindem așa cum se întind oamenii care vor să iasă dintr-o mlaștină, cred eu. Ne întindem către un punct de sprijin care să ne scoată către o civilizație bazată pe memorie. Și de ce e actuală problema memoriei? Păi știți, acum vreo 20-30 de ani, sau chiar mai mult,
Profesorul Moisil a spus, de acum încolo mi-e teamă că va fi mai greu să ne prevedem trecutul decât viitorul. Era în plină perioadă de falsificare a trecutului. Și o minte lucidă ca a lui a pus în ecuație, în expresie verbală, foarte clar și foarte elocvent acest tip de paragină care s-a petrecut cu noi. Noi ni s-a furat trecutul, de fapt. Noi trebuie să ne recăpătăm trecutul. Noi suntem în plin efort de a redeveni noi înșine, mulți dintre noi, de a reafla cine suntem. Sau de a afla, pur și simplu, cine suntem. Cine suntem noi ca destin istoric. Eu vă întrebam de ce e o problemă actuală pentru spirite, ca dumneavoastră, apelul la memorie. Nu știu de ce e pentru mine lucrul ăsta un lucru esențial. Și colegii noastre într-un spirit mereu pedalează pe această idee. Eu cred, de exemplu, că vă pot răspunde la asta foarte bine cu un citat dintr-o declarație a lui George Enescu, făcută acum mai bine de 50-60 de ani. Spune așa, și asta este prin 900, iertați-mă că trebuie să mă uit, e un interviu mai lung al lui, asta o citesc dintr-un volum de interviuri. 19 iunie 1916, publicat în Rampa. Rampa nouă ilustrată. Deci 1916, Enescu spunea așa... Tânăr muzicolog, profesor aici, Laura Manolache. A scos cele două volume care sunt documente. Nici o artă nu te apropie mai sincer de credință, mai puternic de adevăr, ca muzica. Și tot ce el spune, așa se explică de ce mai toți muzicienii au fost niște mistici incorigibili. Astea sunt gândurile lui Enescu din 1916. Superb. Îmi pare foarte interesant. Foarte interesant. Nu sunteți un mistic, da? Cum gândea el? Nu știu. Nu știu. Sărmanul Enescu. N-aș vrea să vorbesc. Spune câte o frază. Spune câte o frază și deodată cuprinde tot cerul. Acum se declară credințe public și se fac cruci într-un asemenea mod, încât mi-e foarte jenă să vorbesc de lucrurile astea în public. Nici nu trebuie să vorbim în public. Aș prefera astea, să tac. Dar ideea lui Enescu, nu? Că muzicienii sunt miștici și n-au... Nu vin cu cuvântul spre adevăr, ci prin arta lor. E de profunditate energie. Eu cred că și Debussy și un compozitor care nu scrie neapărat, cum se spunea în limba de lemn, foarte recentă, la comanda socială. Deci Debussy nu scria muzică comandată de biserică, precum Bach, nu? Dar chiar și muzica lui Debussy este o epifanie dumnezească, este o întruchipare divină, chiar dacă el nu s-a gândit la asta. Eu sunt convins de lucrul ăsta. Frumos a spus, ce sintagmă frumoasă. Orice creație unui compozitor e epifanie, orice vorba adâncă e epifanie, de fapt, nu? Dumnezească sau... descinzând din primul rând al Bibliei. Haideți să vă gândiți în memorie. Ce uităm, domnule Dan Grigore, de fapt, acum? Ce uităm? Da. Ce am uitat? Ce vor unii să uităm? Cine suntem? Cine am fost? Care este binele și rău din destinul nostru? Ce a fost cu adevărat bun? Ce a fost cu adevărat... imperfect în traiectoria soartei noastre, nu vreau să spun colective, că nu e un cuvânt care îmi place, soartei noastre solidare, partea de solidaritate a soartei noastre, pe care o împărțim cu toții, vrem sau nu vrem, pentru că ținem unii de alții. Cum se spunea în altă sintagma a limbii de lemn, indiferent de naționalitate, fără deosebire de vârstă și de naționalitate. E foarte frumoasă ideea asta cu memoria, nu? Dar acest apel la memorie este pentru că nu vrem să iertăm, domnule Dan Grigore. Nu vrem să uităm, nu că nu vrem să iertăm. Ca să ierți, trebuie să existe câteva puncte de sprijin pentru iertare, cred eu. Trebuie întâi ca să știi ce ierți. Apoi, greșeala să fie asumată. Eroarea, greșeala, crima, nenorocirea, nefericirea, să fie asumată.
V-am înțeles. Să existe o căință. Dostoevski spunea că un creștin autentic iartă... Un semn mântuitor, din partea cealaltă. Dar un creștin autentic iartă totul, nu? Aici era o idee adânc pravoslavnică, nu o aduc acum în discuție, pentru că... Da, dar nu, spunea că, dar nu spunea că un creștin autentic uită totul. Da. Uitare și iertare. Două categorii care trebuie să legate din punctul ăsta de vedere, nu? De pildă, ce nu iert? Ce nu uitați dumneavoastră? Și uită lumea din jur, în legătură cu dumneavoastră, în legătură cu viața noastră. În legătură cu muzica noastră, în legătură cu atitudinile noastre, în legătură cu compromisurile noastre, în legătură cu viețile noastre. Foarte multe lucruri nu uit. N-aș vrea să vorbesc acum despre asta. M-am înțeles. Foarte multe lucruri nu pot să le uit și nici nu vreau să le uit, pentru că am avut de multă vreme, de când, poate de când m-am mai maturizat așa. Nu complet, pentru că m-am ferit să mă maturizez complet. Nu cred că muzica se poate face într-o condiție de totală maturitate. Trebuie să rămâi în miezul sufletului tău puțin copil ca să faci muzică. Pentru că trebuie să nu știi să minți ca să faci muzică, cred eu. Ca să-ți iasă bine lucrul ăsta, ca el să poată să meargă, să funcționeze ca o vocație autentică, trebuie ca undeva în miezul sufletului tău să păstrezi acel grăunte de verdeață a copilăriei, care înseamnă nu inocență, ci noi spunem inocență, adulții, spunem inocență și spunem da, copilă, ce mai faci? Și trecem repede peste chestia asta. Dar în sufletul copilului există intuiții extraordinare, există niște valențe de o libertate și de o profunzime și de o putere de a transcende, de a trece dincolo, pe care dacă ne maturizăm total și uităm starea asta, muzica, vorbesc strict tehnic, muzica suferă foarte mult. Deci, în primul rând, de asta nu pot să uit, pentru că nu vreau să uit. Nu vreau să uit pentru că vreau ca să nu uit atât binele pe care l-am trăit, atât binele pe care l-am înțeles, pe care l-am simțit în jurul meu, care a venit de la oamenii mari ai vieții mele, de la oameni în general, nu numai de la oamenii mari ai vieții mele, pentru că oamenii mari ai vieții mele au fost oameni simpli care mi-au înrăurit viața în așa măsură încât îi socot oamenii mari ai vieții mele. Sunt mari izvoare ale vieții mele. Dar nu numai de acest bine nu vreau să uit. Nu vreau să uit și rău, greșelile, erorile, nefericirile. Pentru că mă socot un martor. Era un celebru banc. O parte încarcă și o parte descarcă. Încă nu e totul clar. Încă nu toată lumea lucrează pentru bine. Mi-ar place ca toată lumea să lucreze pentru bine și probabil că ne-ar place tuturor, fiecare după puterile lui. Dar unii lucrează chiar pe față pentru rău, de fapt. Chiar pe față lucrează pentru rău. Am înțeles. Și de asta nu mă socot dezlegat de obligația de a fi martor. La ceea ce am trăit, la ceea ce am înțeles, la ceea ce s-a întâmplat altora, li s-a întâmplat altora, la ceea ce a fost nedrept cu alții. Și dacă sunt capabil să iert, și mă cred capabil să iert, și iert tot timpul, dar nu mă cred capabil să uit și nu doresc să uit. Am înțeles. Puneți unul din tine noastră să vină la claviatură, poate... Să ascultăm o parte dintr-o sonată de Haydn, cântată de Laszlo Fireka, studentă la Cluj, la clasa noastră, a domnului Cichi și a mea. Domnul Cichi, asistentul dumneavoastră? A terminat la Cluj, e, da? E colaboratorul meu la Cluj, da. Și acum are asistentul dumneavoastră la cursul pe care îl țineți la Cluj, da? La Academia din Cluj. Nu știu dacă e asistentul meu, dar noi lucrăm împreună. Asistentul cui ați fost dumneavoastră? La începutul meu în conservator am fost asistent pe lângă clasa profesorului Ovidiu Drimba, cred. Dar nu mai știu exact. Nu mai știu la cine era repartizat. Nu, de fapt, înainte de a fi asistent, am fost preparator, că era un grad înainte de asistent.
am fost preparator și mi-aduc aminte că prima mea lecție cu clasa mea de la conservator a constat într-o chemare la Ministerul Învățământului pentru că primisem o jalbă de la studenții mei care se plângeau că ce o să facă ei cu mine, că eu am așa o tehnică grozavă, ziceau ei, că cum am să-i învăț eu pe ei să facă un trill? De exemplu, dacă eu, probabil că n-am avut niciodată problema asta și nu mi-am pus niciodată întrebarea cum să face un trill la pian. V-ați pus-o, pe vremea Eugen Ionescu, nu? Mi-am pus multe întrebări, dar ei nu credeau asta și s-au speriat de mine și au trimis o jalbă la minister, spunând că nu trebuie să fiu eu preparator sau asistent la conservator, că nu știți, n-am să învăț. Da. Că au atâta probleme la care eu n-am să găsesc răspuns. Și pe urmă ne-am împăcat.
domnilor ăsta din Haie, nu? Spuneți-mi, la elevă la Cluj sau la București? La Cluj. Și când aveți... Cum faceți cu turneile astea permanente pentru clasă, nu? La Cluj. Fac naveta, mă duc... La cât timp sunteți la Cluj? Cel puțin o dată pe lună mă duc. La Cluj, da? Da. Și câți studenți aveți la Cluj? 5. O 6. Și Zaplu nu mai sunt jurisdicția dumneavoastră și a lui Cichibol deja junior? Păi nu, aici fiecare student este repartizat la o clasă. Deci da. Eu acolo lucrez cu 3 asistenți. Uh-huh. În afara domnului Cichi, colegului Cichi, mai lucrez cu încă 2 asistenți. Cu Octavian Arion și cu Daniel Goiții. Spuneți-mi, domnule Dan Grigore, dar să afle și lumea asta cât vă chinuiți, într-un fel, nu? Mergând la Cluj, vin la București, seara ați cântat la Timișoara, nu? Dar nu mă chinuiesc deloc, asta îmi face plăcere. Câte ori ați dormit azi noapte, domnule? Într-un vagon lip pe care m-am rugat să-l luați? E secretul meu. E, da, dar dacă publicul spun, trebuie să știe. Dacă spun, se sugestionează publicul că n-am dormit cât trebuie și să înțeleagă lumea cât de grea viața aveți și dumneavoastră. Asta nu trebuie să știu. Dacă se vede, e cu atât mai prost. La tine trebuie să... Se vede? Nu se vede, încă nu. Stați să vedem cum rezistați acum. Puneți-mă la încercare. Vă pun la încercare. Nu, vreau liniște aseară și vreau spirit haidnean. Cum a sunat Timișoara aseară? Ce ați cântat? Am cântat Imperial. Timișoara e un oraș foarte important din punct de vedere muzical. Da, și pentru mine un oraș... Excepțional. Excepțional, din foarte multe puncte de vedere. Este orașul în care am cântat pentru prima oară un alt concert public în afară de București. Deci un fel de debut extra bucureștean a avut loc în 61 la Timișoara. Am cântat al doilea concert de Rachmaninov cu dirijorul Mircea Popa, care acum nu mai este. Dar și aseară am cântat cu un dirijor, prieten al meu, cu care n-am mai cântat și nici nu l-am mai văzut de circa 30 de ani, cu Alexandru Șumski. În Germania, a fost recent, da, anii, da? Da. A fost profesor la conservator, a plecat acolo 30 de ani, ce o minunată. Și a fost o sală... Îmbunățean, pur sânge, la sârțul și pe tatălui, Vadim Șumski. Da, compozitor. Compozitor și dirijor de cor, excepțional. Și pe mama lui și pe tatăl lui. Ce oraș e acela, doamne? Eu mereu repet asta, nu așa decât de câteva luni când trebuie ziua apărarea... Și un public extraordinar, excepțional. Formidabil public. Și s-am rămas îngrozit de pildă. Acum 3 zile am citit o declarație a lui Stropovici. Slava, ce frumos îi spun prietene, nu-i, nu? Și așa i-a spus Zaharov. Rostropovici a făcut, de fapt, poate mai mult decât Gorbaciov. Erau doi Slava, era Slava Rostropovici și Slava Richter. Da. Prieteni. Da. Sviatoslav și Mstislav, de aici vine Slava. Da. Auzi o declarație care m-a cutremurat, am citit-o, nu știu, de Monde, acum 2 zile. Noi ăștia, Rostropovici are 70 de ani anul ăsta, a fost la Moscova, a fost la Sankt Petersburg. Noi ăștia trebuie să dispărem. Pentru că altfel nu dispare comunismul. Noi ăștia care avem 70, 60, 50 de ani, suntem atât de marcați încât distrugem tânăra generație. De neimaginat ca un spirit ca lui Rostropovici, nu? Să spună asemenea prasă. Apropo de uitare, Dan Grigore, m-a cutremurat ideea, nu pentru că fac parte într-o asemenea categorie și eu și toți cei care, mulți dintre noi care vin muzică. Stimate Iosif Sava, e ușor să spui noi ăștia trebuie să dispărem când ai 70 de ani, probabil că e mai ușor. Da. Eu nu știu dacă mi-ar fi așa de ușor să spun la 50 de ani, noi ăștia trebuie să dispărem. Și asta e un lucru care ține de... E, luați-o și asta, metaforă. Că ține de slăbiciunile și de mărețiile omului, nu știu. Spesebit de Dan Grigore, care a plecat în America acum 10 ani, are 2 vile la Paris, 3 la Berlin, 6 în America, un iaht și așa mai departe. Nu vrea să el se dispară. Și ce importanță are asta? E, pentru important el, nu dispare așa, dar e idee frumoasă. Nu e cât ai, important e cât ești, ce ești. Important e să fii, nu să ai. Apropo de dispariție, nici el nu vrea, nici Galina Vișnevska, minunata lui soție, nu doresc. Dar apropo de Rostropovici, aș vrea să vă aduc aminte un fapt real. Pe vremea în care Solzhenitsyn era găzduit de Rostropovici, știți că Solzhenitsyn a tăit acasă la Rostropovici. Furțeva, ministrul culturii al URSS pe vremea aia, l-a chemat pe Richter, pentru că știa că e prieten cu Rostropovici, și i-a spus... Sviatoslav Teofilovici, v-aș ruga foarte mult dacă puteți dumneavoastră să-l influențați pe Rostropovici să nu-l mai țină la el acasă pe Solzhenitsyn, pentru că e un trădător, bla, 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 formulele cunoscute. Este o luptă împotriva ordinii de stat, subminează ordinea de stat, destabilizează Uniunea Sovietică,
Și așa mai departe, și așa mai departe. Și Richter, ce credeți că a spus? A, ce bună idee! Extraordinar, tocmai mă gândeam cum să fac să-l iau la mine. Îi spuneți-mi mie dacă în spațiul mioritic se putea întâmpla așa ceva. Da. E, ce aveți cu spațiul mioritic? Bă, dar vreau să știu. Deal, vale, deal, unde e mai frumos, domnule? Se putea întâmpla asta la noi? Eu cred că da. Și eu sunt sigur că pe strada Medelev 2, dacă venea un Zorjenițin, era primit. Și de dumneavoastră și de doamna. Aici am să citesc din Sorescu, Dumnezeu să-l ierte. Sorescu spunea, foarte multă lume o să zică, dar de ce atunci n-ai făcut, n-ai dres acum 30 de ani? Nu știu. Păi eram mic. Eu eram mic, domnule Sara. Nu, vorbesc de cei mari. Vorbesc de cei mari de la noi. Vorbesc de cei care aveau putere, cum avea Richter, cum avea Rostropovici acolo, care nu se temeau de nimic și care își permiteau și puteau să-și permită să ia atitudine și care simțeau că societatea are nevoie de atitudinea lor. Dinescu și Pleșu au stat împreună, prieteni și atunci și acum. Era securitatea la parte, dar ei se vizitau. Da. Sunt și exemple din astea, mai dau, pot da exemple și de la Timișoara și la Iași. Vă mulțumesc pentru exemplu. E un exemplu pe care eu îl uitasem. Așa este, e adevărat. Este. Știu. Așa este. De asta sunt prieteni acum. Toți din jurul lui s-au disipat, lor s-au disipat, dar ei sunt prieteni și acum pentru că nu uită. Sigur. Nu uită cum coborau amândoi jos și... Sigur. Bine. Da. Să mai ascultăm puțină muzică. De pildă. De pildă, o tarantelă de Chopin. Thank you.
Haideți să mergem pe urmele memorii și să vorbim puțin despre pianiștii care v-au format. Eu nu cred în școli pianistice. Întâi trebuie să vă spun lucrul ăsta. Eu cred că... Neuhaus nu e o școală? Nu, Neuhaus e un profesor. Eu cred în profesor, nu în școli. Constanța Erbiceanu n-a fost o școală? Da, o profesoară. Nu o școală, o profesoară. Nici Florica dumneavoastră? Da, o profesoară, nu o școală. Deci când spunem Lipati este școala română de pian, nu e adevărat. Lipati este Lipati. Dacă școala română își închipuie că avându-l pe Lipati este scutită de efortul, de obligația, de abnegația, de a se auto-evalua, de a se perfecționa, de a se critica, de a se dezvolta, de a merge înainte, atunci ea nu face decât să stagneze și să își fixeze un fel de fetiș în dreptul căreia se ascund mediocrități. Și asta este un lucru foarte trist. Că, de fapt, la noi încă se trâmbițează, după un clișeu propagandistic mai vechi, acest tip de slogane. Școala românească, cea mai grozavă, o mare putere muzicală din lume, România, școala românească de interpretare. Nu e adevărat. Sunt câțiva profesori de interpretare, de pian, de vioară, importanți. Dar nu școală. Și o să vedeți, nu o să auziți pe nimeni vorbind de școala franceză. O să auziți vorbind de Marguerite Long, de Yvonne Lefebvre, o să auziți vorbind de tot soiul de nume. Dar nu o să auziți vorbind de școala franceză. Din contră, când o să se vorbească de școala franceză, cum spunea colega din Franța care a scris aceste articole din revista lui Piano despre școala românească, și despre personalitățile care o ilustrează, o să auziți numai remarci critice vis-a-vis de școala franceză. Poate întâlnirați o cameră, uitați cum arată o revistă, Piano cu Sviatoslav Richter, și care există un articol excelent al lui Andrei Vieru, nu? Cu Sviatoslav Richter și cu Michelangelo. Pentru o adevărată școală pianistică, o personalitate cum este Richter, este o șansă și este și un foarte mare pericol. Pentru că așa cum s-a dovedit, de fapt, în școala sovietică post-richteriană, Richter a creat epigoni care l-au imitat jalnic. N-am să dau nume, dar a existat un mod de a face muzică prin intermediul pianului care imita gabaritul stilistic și stihinic al lui Richter, gabaritul lui emoțional uriaș, de câte niște oameni care nu aveau nicio chemare pentru asta, care trebuiau să își găsească propriul lor drum și dimensiunea adevărată a expresiilor interioare. Ori ei nu făceau decât să imite, să reproducă pe bandă rulantă marele succes al școlii sovietice Richter, ceea ce este un fals. Dar paralel cu Richter a fost așa uriaș. Asta este o idee de tip colectivist, nu vă supărați. Este un tip colectivist de a gândi. Dar paralel cu Richter... Că se pune în dosul lui Lipati și zice noi suntem urmașii lui Lipati. Trebuie să facem multe ca să fim demni de a fi urmașii lui Lipati. Dar suntem urmașii lui Florica Muzicescu și Constanța Erbiceanu, într-un fel. În care fel, domnul Sam? Măcar dacă aș cita acum două nume de mari pianiști, unul e și la Florica Muzicescu, altul e și la Constanța Erbiceanu. Pentru mine sunt școli. După cum trebuie să țineți seama că sincron cu... Deci sunt mari profesori. Nu e vorba de mari colegi, mari profesori. Un profesor e o școală, domnul. E un sistem de învățământ. E o didactică specială. Și asta vedem noi în elevi. Cu condiția ca școala respectivă să știe, să poată, să fie capabilă să asimileze experiența acelui profesor. De acord. Să înțeleagă, dar sincron, vă spuneam cu Richter, Rusia era dominată de Gilels, nu? Și mergem până la acest tip care bulversează întreaga America la ora actuală, are 25 de ani, la 12 ani a cântat două concerte de Chopin. Cine? Kissin. Kissin. Da. Nu știu ce viitor va avea, pentru că am citit un articol în New York Times acum chiar două săptămâni. Tipul concertează la 12 ani continuu și n-am mai citit o carte. Prea devreme. N-am avut vreme să citească o carte. Aici aș vrea să vorbim. Are 25.000 de dolari pentru fiecare seară de concert, dar concertează o zi, da, două zile pe drum și a treia zi din nou și fără o carte. Știu, spune un cronicar, nu se poate face. Îl cunosc pe Kissin de când avea 13 ani, l-am cunoscut la Moscova. E fiul unui muzician din Sankt Petersburg. Eram la concursul Tchaikovsky și el a deschis concursul Tchaikovsky cu alți doi băieți foarte talentați, dintre care unul astăzi face o carieră
tot așa mondială, ca violonist, Maxim Vengerov. Și ei au deschis, Kissin a cântat la 13 ani jumătate și sonata a 6-a de Prokofiev. Da. Foarte bine. Formidabil. Foarte bine. Dar, după părerea mea, trebuia școlit bine, temeinic, serios, nemțește. Trebuia școlit. Da. Trebuia, care umblă de... trebuia întâi clădit și pomă exploatat. Și el a fost întâi exploatat și nu mai are timp să clădească nimic. Așa s-a întâmplat, iertați-mă că vă întreb. Așa s-ar fi întâmplat dacă Mihaela Ursuleasca n-ar fi plecat la Viena. Așa fi, asta s-ar fi întâmplat și cu ea. Ea era exploatată fără să fie clădită ca talent. E un caz, cultura ei muzicală era lăsată deoparte și ea era exhibată pe scene, pentru că unii oameni din jurul ei probabil că aveau ceva de câștigat din asta. Da, tot în New York Times am citit cu două săptămâni o cronică pe care n-am văzut în piesa românească niciun chip despre Mihaela Ursuleasca, care cânta la Carnegie Hall. Și sau această idee era foarte bine subliniată într-un articol în care se spuneau și lucrurile. Într-un fel, un cronicar new-yorkez, Rosenthal, care e prop și plin de har când descoperă un talent. Dar Kissin e un caz care trebuie discutat, dar, vă repet, de la Richter, trecând prin Gilles, până la Kissin, nu? Kissin care umblă și acum în America, citind la acest articol cu doamna Cantorov, care a fost profesoara lui la Sankt Petersburg. O cunoaște doamna Cantorov, care a devenit membra familiei, da, una din profesoare. Și cu mama lui, mi se pare. Deci cu mama lui, care e, nu, tatăl e muzician, nu? Și umblă de la 12 ani, are 24 de ani, călătorește toată America și toată lumea, nu? Împreună cu... E foarte interesant de discutat de faptul că nu citește și se poate ca wunderkindul ăsta să rămână numai kindul și wunderul să dispară, până la urmă. Ar fi grav de tot pentru pianiști. Dar e o școală rusească aici, care vine din Neuhaus, care vine din Horowitz, care vine din Rubinstein. Nu credeți? Dar abia dacă se va petrece așa cum spuneți dumneavoastră, Kissin va deveni în curând, la un moment dat, un claviaturist. Un claviaturist, înțelegând prin asta, eu înțeleg și jocul de cuvinte. Un claviaturist, turist. Da. Turist al claviaturii. Vă înțeleg, sigur. Nu mai luați cuvintele mele și faceți din ele... Asta e pericol. Bă, scuzați, din categoria mea. Nu, da, nu-i nimic. Bine răturnat. Să vă citesc ce spunea Enescu în 1920 despre atmosfera muzicală din America? Nu știu, foarte interesant aici. Despre America. Le-am pus semn aici pentru că mi s-a părut extraordinar de interesant. Orchestrele americane. Orchestrele americane, ne declară maestrul, mi-au lăsat o impresie adâncă. Sunt orchestrele cele mai extraordinare pe care le-am putut vedea vreodată. Ceea ce este demn de relevat este disciplina lor de fier, o solidaritate și o camaraderie ideală și o pregătire individuală ajunsă la perfecție. Disciplina orchestrelor face ca repeticiile să fie plăcute și absolut neobositoare. Americanul știe că time is money și deci vrea să câștige cât mai mult timp. Camaraderia și solidaritatea muzicanților, după cum am spus, este așa de ideală încât te găsești totdeauna în fața unui singur imbold, un singur gând. Această camaraderie e cu atât mai uimitoare, continuă maestrul, cu cât orchestrele sunt compuse din elemente din toate țările și din toate rasele. În America nu există decât o singură religie, munca, o singură rasă, artistul, o singură naționalitate, omul cinstit, un singur drept, capacitatea și talentul. Întrunești toate aceste calități, ești imediat primit cu brațele deschise. Ai nenorocul să nu fii cinstit, americanul te forțează să devii. Dacă nu reziști, mor de foame, pentru că nu primești de la nimeni niciun ajutor. Dar nu numai că naționalitatea te-ar împiedica să intri într-o orchestră americană. Din contră, sunt naționalități care se caută la orchestre. Astfel se caută francezii pentru instrumentele de lemn. La instrumentele de alamă sunt preferați germanii, austriecii sau cehoslovacii. La instrumentele de coarde sunt căutați belgienii și rușii. Da, sunt cuvinte care le putem folosi împotriva atâtor spirite anti-americane de la noi. Asta e America, domnule. America, iar să mă fac o paranteză așa, pentru că vorbim din memorie, care în 1911, auziți, Enescu avea, câți ani avea? Născut în 1881, în 1911, la 30 de ani, Gustav Mahler dirigează la Carnegie Hall, sim suita întâia, câți oameni știu de la noi la asemenea lucruri. Fenomenal pentru Enescu și pentru atașamentul Americii față de el, nu? Eu vorbeam asta în legătură cu orchestrele și la Stoskovs. Poți să mai citești ceva? Un fragment mic? Facem emisiune despre Enescu și interviurile. Părerea lui despre concert maestru în America, zice. Ce se cere unui concert maestru în America? Îl întreabă reporterul. Concert maestru este mâna dreaptă a dirigentului. În afară de violonist, el trebuie să ocupe locul prin concurs. Îi se cere, deci, în afară de a fi violonist, ca în cazuri de forță majoră să fie gata de a înlocui pe dirigent la pupitru.
Deci, pe lângă calitatea de violonist, concertmaestru trebuie să aibă aptitudini de șef de orchestră. Fără această calitate, nu poți deveni concertmaestru în orchestrele americane din 23. Da. La noi existau dirijori, în perioada epocii de aur, care nici măcar nu erau dirijori. Știți dar noi asta? Existau concertmaestri, știu de toate. Păi ăștia dușmănesc eu. Da. Haideți să mă vorbim puțin de școala asta, că tare mă necărjiți într-un fel. Dumneavoastră, am mai spus o dată și m-am nemulțumit ca de totdeauna, nu? Că mie mi se pare că ceea ce aduceți în pianistica românească este o sinteză, domnule. Faptul că ați fost elevul domnișoarei Muzicescu, o asemenea ctitoriță de talente, nu? Indiferent ce gândiți dumneavoastră, nu știu ca asta. Faptul că după aceea ați reușit să fiți la Leningrad, sub cerul ăsta uriaș, nu? Faptul că domnișoara Muzicescu venea din Leipzig, de fapt, nu? Alături de Ciomac, ca să ne uim. Ca și Eugen Ionescu. Ca și maestru Jora, ca nu? Și maestru Jora. Nu? Faptul că ați stat sub oblăduirea unor spirite franceze, cum a fost cel de la Vrancea, și pe care ați iubit o modă... Cel de la Vrancea nu era un spirit francez. Dar pianul... Profund ancorat în... Dar pianul l-a învățat pe malul Senii. În spiritualitatea românească. Și faptul că după aceea ați avut și privilegii... Dar cultura ei franceză era remarcabilă și avea o școală franceză... Ei, de mine. Să vă arăt scrisorile Iarnești... Era eleva lui Fauré. Era eleva lui Maître Philippe, care era la rândul lui unui elev al lui Chopin, deci era o filiație perfect pe care am avut revelația să o descoper mult mai târziu. Există niște scrisori trimise în țară. Una am găsit-o pentru Florica Nițulescu, care a fost profesoră la Iași. Mare profesoară. Nimeni nu mai știe de ea. Mare profesoară. Nu scriu acum un articol. E centenarul, 1897. Soția academicianului. Mare profesoară, un om remarcabil, o puternică personalitate. Excepțional. Sora lui Florica Conț, pictorița aceea, vă dați seama ce am spus, da. Nu? Așa este. Dar există scrisori între cele de la Vrancea și Caragiale, nu? Da. Că, de fapt, Caragiale a murit în 1912, ascultând-o jos, downstairs, acolo, în casa lor din Berlin, pe cea de la Vrancea cântând un prelude de Bach. O sonată de Schumann. Și atunci Schumann a cântat, dar știam așa de legende și cu un Bach aș. Deci, iată ce privilegii s-a avut și să mă adaug faptul că după ruși ați reușit într-un fel să stați în Viena, nu? Și să urmați niște cursuri academici. Sunteți o sinteză, nu credeți? Că au venit toate spre dumneavoastră, toate șuvoaiele astea au dus fluviul Dan Grigore? Cred că șansa mea a fost, în primul rând, că am avut o secvență de devenire ideală. Am început cu doamna Ionescu, care era o profesoară completă. Ce carte frumoasă are despre Schumann. Da, minunată. Excepțională. Da. Și acum am uitat, în bibliografia de revedere. Și acum am recitit-o, da. Mai trăiește doamna, nu? Nu. Ea era o profesoară completă, o formație germană, studii la Leipzig, de compoziție și de pian, cu Robert Eichmüller, cu Reger. Și șansa a fost că eu am început să lucrez cu ea totul deodată. Adică șantierul meu muzical a fost pornit simultan. Teorie, forme, armonie, noțiuni de compoziție, puțin contrapunct, istoria muzicii cu ea. Da. Și cine v-a trimis la ea? Bunicul meu a găsit-o. Tatălui? Tatăl mamei mele. El era foarte mândru că a găsit această profesoară și avea dreptate. Dar cum s-a descoperit talentul lui Dan Grigore în copilărie? Eu m-am trezit la pian cântând. Pe înainte de a vorbi, la 3 ani și jumătate. Și era pian în casă? Nu știu, cred că vorbeam bine. Era în casă? Era o pianină. Tatăl ce era? Ofițer de... aviator, pilot și mai târziu ofițer la... profesor la facultatea de aviație, a Academiei, Școlii de Război, cum era atunci. Iar mama fusese un mare talent violonistic, dar nu fusese lăsată să facă vioară cu părinții. Și vă îndrumați spre pianul acela din casă sau l-ați descoperit singur? Nu, l-am descoperit singur, m-am jucat pe el, am făcut compoziții, apăreau valsuri, stările erau puse imediat în dorul de tată, ciobanul cu oile, orga. Toți compozitorii copii. Toate impresiile erau puse, da, joacă de copii. Și
Șansa a fost, deci, că secvențialitatea asta a trecerii de la un profesor la altul a fost ideală. De la doamna Ionescu și paralel studiul armonii și compoziții cu Mihail Jora, apoi am trecut la domnișoara Muzicescu la 15 ani, după aia, la 19 ani, am plecat la Leningrad, unde am fost un elev, un student foarte recalcitrant. Vreau să vă spun că eu eram socotit un caz foarte greu de rezolvat de către profesoara mea de acolo. Dar cine v-a trimis la Leningrad? Tatiana Kravchenko. Cine v-a ajutat să Mihail Jora și Glorica Muzicescu. M-au recomandat ministerului ca să-mi dea o bursă. Era încă o perioadă în care personalitățile mai aveau un cuvânt de spus. Nu în politică, în cultură. Acești oameni din lumea veche mai aveau un cuvânt de spus, mai aveau o autoritate. Iar după aia, după 1964-65 încoace, s-a diminuat până la dispariția totală. Adică n-au mai contat deloc. Dar atunci încă aveau un cuvânt de spus. Și eu la Leningrad am fost oaia neagră a clasei, pentru că tot timpul intram în polemică cu profesoara, și care nu admitea lucrul ăsta. Și nu era obișnuit. Ea era obișnuită să fie ca la militarie, să execute ordinele. Și a fost și un lucru hazliu, pentru că în 84, când am avut, într-o perioadă în care nu prea mai aveam turnee decât prin URSS și cel mult în RDG, era foarte greu de cântat în URSS. Nu era greu de cântat, însă ei îți dădeau exact ceea ce socoteau ei că meriți. Te dădeau, de exemplu, să cânți în... Sverdlovsk. Sâctivkar, se cheamă, un oraș. Te trimiteau acolo. Dacă să-i suflete, deschise spre muzică la Sâctivkar. N-am fost la Sâctivkar, dar eu am fost la Moscova, Leningrad, Tallinn, Riga și Vilnius. Și Kaunas. Acolo eram trimis. Și mi spuneau chiar la aria asta, la agenția sovietică, cum se chema, la Igos Concert se chema, îmi spuneau, ai voștri ne dau ce vor ei, dar noi știm unde să-i plasăm, pentru că știm ce parale fac fiecare. Dar mi se spune așa cu aroganță totală. Adică, noi vă știm fiecare ce valoare aveți. Și ați avea valoare în ochii lor în momentul când ați dat. Norocul meu era că ei socoteau că eu am valoare și mă băgau în asemenea săli și în asemenea orașe. Într-un asemenea turneu, la Leningrad, în 1984, în Sala Mare a Filarmonicii, unde am avut recital, a sosit profesoara, fosta mea profesoară de acolo, doamna Kravchenko, împreună cu câțiva din foștii colegi, foștii elevi, studenții ai ei. Și la felicitările de după recital, în cabină, îmbrățișat de colegi, o colegă mi-a spus la ureche, ah, ce bine ai făcut că n-ai ascultat-o atunci. Pe profesoara. Spuneți studenților noastre. Da, cum să nu, bineînțeles. Bine. Absolut. În primul rând, ceea ce facem noi, eu cred că primul lucru pe care îl încerc este să anulez orice fel de autoritate care nu ține de autoritatea argumentelor. Hai să ascultăm pe Clujeni. Să ne cânte... Domnul Chichi Boldijar să ne cânte ceva, dacă vrea. Poate cântă un intermezzo de Brahms. Medea Marinescu, mai creați noastră o stare pentru noi, ce minunile sunt. Vă ascult, ce citiți acum? O poezie de-a domnului Dan Laurențiu. Eu ți-am spus ceea ce va fi. Tu ai crezut că sânul de aur ce strălucea în lumina soarelui nu va muri? Eu ți-am spus ceea ce va fi. Tu ai crezut că această gură ce-și rostește discursul va uita ce a spus într-o zi? Eu ți-am spus ceea ce va fi. Îngerul meu umblă singur pe străzi luminoase. Eu, cu o doamnă cernită, care mă va iubi. Thank you.
Dacă vreți, iarăși să vă mințit puțin așa. De ce ați avut așa de mult împotriva festivalului Enescu, mai să vizionat? Pentru că era o impostură. Stați... Am spus-o. Și o repet. Și o să spuneți iarăși, eu l-am lăudat tot timpul. L-am lăudat, domnule. 7 orchestre formidabile. Treaba dumneavoastră. 8 dirijori. Treaba dumneavoastră. 10 soliști formidabili. Unde mai fi avut așa ceva? Dumneavoastră judecați lucrurile la kilogram. 7 orchestre, 15 dirijori. Așa se judecă muzica. Dirijori așa mari. Așa se face un festival. Gramaj mare, maestre. Numărăm steagurile ca pe vremea lui Pristandar. Stați, domnule, dar Pristandar... Două la Catrindală, 15 de orchestre, 13 dirijori... Să vă repet niște nume uriașe... 3 dirijori bătrâni, 3 dirijori tineri... Nu se poate, sunt serios. Să vă repet niște nume formidabile, domnule Grigore. Și ce faceți dacă îmi repetați numele? Au fost și concerte excepționale, domnule. Dar dumneavoastră vă faceți că nu știți ce au spus numele alea formidabile. Vă faceți că nu știți. Știu de toate. Problema este că alături de câteva mii de oameni care ni se lua buzunarele și se vedea dacă nu avem arme la noi și am citit articole. Bine, nu mai vorbim de prostul gust de față, un festival în care publicul este controlat. L-am auzit pe lor în masă, l-am auzit. L-ați auzit? Cu ce urechi l-ați auzit? Am stat în spatele și... Era o sală în care nu s-auzea nimic, domnul Sava. Am auzit la radio, în căști, în cabine... Domnul Sava, când Yehudi Menuhin spune că este o sală monstruoasă și că este o sală antimuzicală în care nu se poate face muzică. Când Zubin Mehta spune că este o sală în care nu se aude muzica, bine, este o sală complex surdă, nu mai contează ce spun eu. Faptul că am spus eu lucrul ăsta nu are nicio importanță. Dar faptul că oamenii care au cântat în această sală, hai să zicem că eu aveam porniri politice, cum spuneați dumneavoastră atunci. Eram împotriva celor care au organizat acest festival și, într-adevăr, recunosc, eram împotriva lor pentru că au organizat o impostură în care au băgat enorm de mulți bani, pentru că artiști de mare clasă care au venit la acest festival mi-au spus mie, dar bine o duce țara voastră, grozav de bine stați cu economia, dacă vă permite să cheltuiți milioane de dolari ca să ne plătiți pe noi cum nu ne-a plătit nimeni niciodată. Și ce-a fost așa mi-au spus. Noi cu ăștia, cu subiect, da, în același timp, artiștii români care au cântat în festival, și vă dau un singur exemplu, colegul nostru de la Cluj, Daniel Goiții, a venit și a cântat în festival și n-a fost plătit nici până în ziua de azi. Iar eu, când am fost invitat să cânt la festival și când încă nu știam în ce condiții se va desfășura festivalul și în mod preliminar am acceptat, dar am cerut un onorariu, mi s-a spus, da, acceptăm și onorariul ăsta, dar numai să nu știe ceilalți artiști români, pentru că ei nu sunt plătiți. Și am spus, cum nu sunt plătiți? Ei fac muncă voluntară? Fac muncă patriotică? Și am spus, cam așa ceva. Da. Și asta nu e o impostură? Da. E o impostură în multiple forme, ca să folosesc un limbaj. Gramaj, să punem toate pe un cântar, mai 7 orchestre, 5 dirijori. Stați puțin, nu m-am anulat asta. În afară de Menuhin, care a dirijat prost, am avut 7 dirijori mari, domnule. Menuhin n-a dirijat prost. N-a fost Brahms ăsta, domnule. Hai să spunem și asta, ce vreți. Menuhin e un uriaș violonist, dar nu e un dirijor. Dacă v-aș fi auzit, dar de fiecare dată când s-a dirijat prost Brahms în București, luând atitudine atât de drastică, așa cum a fost împătând... Să compar pe Yehudi Menuhin cu... Dar la Menuhin avem alte pretenții. Normal? Cum să n-avem pretenții? Cum să n-avem pretenții? Și eu am pretenții de la festivalul Enescu. Am pretenții de la un festival care poartă numele de Enescu, știți. Interesant ce zice lumea de asta. Haideți să mă auzim puțină muzică, dar v-am incitat bine și e spectacolul, e talk show-ul cum trebuie, nu-i așa, maestre? Nu știu, asta publicul știe. Vom vedea noi ce zice țara, domne, acolo. Cine cântă acum? Ce s-ar mai putea cânta acum? S-ar putea face ceva, să ajungem la un scarbou, cumva? Da. Ne spuneți versurile din Aloysius Bertrand, inspiratorul muzicii lui Ravel. Doamne, dăruiește-mi în ceasul morții rugăciunile unui preot, un giulgiu de pânză, un sicriu de brad și un loc uscat. Fie că mor iertat sau blestemat, mormăia scarbon noaptea asta la urechea mea, vei avea drept linsoli o pânză de păianjen. Și voi îngropa păianjenul odată cu tine. Măcar să am drept giulgiu, îi răspundeam cu ochii roșii de atâta plâns, o frunză de plop tremurător, în care mă va legăna răsuflarea lacului. No, rângea piticul batjocoritor, vei fi hrana melcului ce vânează seara musculițele orbite de asfințitul soarelui. Îți place mai mult, îi răspunse el lăcrimând într-una, îți place mai mult să fiu subt de o tarantulă cu trompă de elefant?
Ei bine, adăugă el, consolează-te. Vei avea dreptul Giulgiu, panglicile stropite cu aur dintr-o piele de șarpe cu care te voi înfășa ca pe o mumie. Și din cripta tenebroasă a bisericii Saint-Benin, unde te voi culca în picioare rezemat de zid, vei auzi pe îndelete copilașii nebotezați plângând în lemn. Thank you.
o întrebare la care, iar să contrând biografia dumneavoastră, aș vrea să mai revin la o doamnă din București, Elena Mihalache. Întreabă, la ce liceu ați învățat? Oamenii sunt foarte interesați unii despre personalității care aduc. Nu am făcut liceu. Liceu, acolo e baza noastră. Nu am făcut liceu de muzică. Eu am învățat din clasa 5-a inclusiv, până în clasa... La Lazar, crede dumneavoastră. Până în clasa a 10-a inclusiv, am făcut la fără frecvență. Printr-o aprobare ministerială pe care am obținut-o la recomandarea maestrului Jora. Pentru ca să am timp să studiez acasă multă armonie, compoziție, multă muzică. Apoi, în clasa 11-a, pentru că s-a desființat secția de fără frecvență de la liceu, am fost înscris la școala cea mai apropiată de locul unde stăteam, de casa părintească, care a fost școala, așa s-a nimerit să fie, școala serală a uzinelor Vulcan. Eu am absolvit liceul, deci am dat bacalaureatul la școala serală a uzinelor Vulcan. Sunt absolvent de liceu al uzinelor Vulcan. Deci țin de clasa muncitoare, să știți. Mi-ați amintit de Jora. A apărut un document fenomenal, Jora. Am scris un articol despre corespondența între el și Bentoiu. Mi se pare unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care am citit în istoria literaturii și istoria psihologiei, până la... Ce a însemnat Jora pentru Lipati, nu? Enorm. Da. Ce a însemnat pentru Valentin Gheorghiu și pentru frații Gheorghiu, în ansamblu? Eu veneam acasă de la lecțiile cu maestru Jora pe la 12-13 ani, cu caietele de armonie sub braț, că îmi dădea teme multe. Îmi dădea 10 de teme, trebuia să fac până... Făceam marțea și joia. Deci, și de marți până joia aveam 10 de teme pe care trebuia să le fac. Și veneam zburând, pentru că în ziua aia îmi spusese la un moment dat, te sărut, Dinule. Și știam că și aducea aminte de Lipati. Fenomenal. Și veneam zburând de fericire și spuneam părinților mei. Da. A greșit și mi-a spus Dinul. Păi mă, n-am mai fost chiar așa de încântat de asta. Mai pormă, după o anumită vârstă, 15-16 ani. Dar încă pe la 12-13 ani eram, zburam când se întâmpla să greșească numele meu. Asta era prin 1955-1956. Ah, 6 ani după moartea lui Lipati, fenomenal. Aș vrea să o ascultăm și pe Oxana, care are un Bach de cântat. Are un Bach care cred că s-ar potrivi chiar acum, în momentul ăsta. Pentru că Bach totdeauna, după părerea mea, așează lucrurile la locul lor. Le rânduiește pe toate. E cum zicea Cioran, dacă Dumnezeu n-ar fi existat, Bach ar fi pledat, ar fi convins pe toată lumea că Dumnezeu există. Numai prin muzica lui. El ne dovedește existența lui Dumnezeu. Bach! Bach! Grozavă ideea asta. El pune lucrurile la locul lor și dreptatea și frumusețea de pe lume și dragostea și prietenia și încrederea și binele. Așează frumos.